Bine ați venit la acesta, este doar un intro cu noul Cupra Ateca. 2 litri, turbo, 300 de cai, tracțiune pe toate roțile, 4Drive se numește la Cupra, nu la Seat, și este dotată cu o cutie de viteze DSG în 7 trepte, mai rapidă chiar și decât mine. Hai să o vedem. Să vorbim despre fața mașinii. The face. E voilà. Avem un logo nou, un logo care eu îl asemuiesc cu unul dintre personajele negative din filmele cu supereroi. Era unul pe o placă de surf, Green Goblin, vă spune ceva, se bătea cu Spider-Man, nu? Nimic? Bun. Atunci ziceți voi cu cine seamănă și aia e. Mie îmi place, este pe un pat de carbon, mult negru lucios în față, că se poartă și este foarte greu de întreținut. Aveți mare grijă când mergeți cu mașinile și aveți negru lucios în față, vă rog eu, pentru că se sablează tot botul și este foarte greu de întreținut. El agresiv de altfel, adică nu pot să spun că nu e agresiv, vine cu spoilere, cu guri aici de tunele, de răcire a... Băi, chiar are un intercooler aici, nu glumesc. Băi, și aici are două intercoolere, ești nebun? Ce-mi place este că cei de la Cupra, ca să nu le zic Seat, au zis: domne, pe mașina asta nu găsiți niciun element pe care să scrie Seat. LED. Seat Lighting. Ce face? Bun, este dotată cu faruri pe LED de la Seat. Fratele mai mare de la Seat. Avem noua emblemă în față, senzor de parcare, grile, guri și aceste... grilaje în vopsite negru lucios, destul de greu de șters la spălătorie, după cum vedeți, noi am fost să spălăm mașina, dar na, asta este, eu sunt mai zgârcit, am și copil și nu prea la șpagă. Haideți să vedem motorul, sunteți pregătiți? Atenție, mă mișc foarte rapid, siguranța de care vă povesteam în review-ul anterior, bineînțeles că la doar, cât costă o mașina? 44.800 de euro cu TVA inclus, preț de plecare. Nu poate fi dotată cu amortizoare la capotă, dar avem acest băț care ne ajută. Aș vrea să găsesc joja de ulei. Există, joja de ulei există, deci este o mașină clasică și veche. A scăzut un pic antigelul, dar e ok, e între minim și maxim. Este o mașină clasică veche care conține joja de ulei și putem să verificăm și uleiul în timp ce alimentăm cu soluția de spălare a parbrizului și a lunetei. Cam asta este ce putem să facem noi la motor. Nu știu, se aud bâzie niște lucruri pe aici. Dacă nu vedeți motorul din acel unghi, este simplu, motorul e mai jos decât ar trebui, pentru că oamenii ăștia au luat un șasiu de Golf și au pus caroseria asta mare și normal că motorul a rămas un pic mai jos. Dar e ok, nu ne deranjează asta, pentru că noi n-avem treabă aici, n-avem absolut nicio treabă. Mergem în serviciurile autorizate să umble la tot felul de lucruri. Ce să zic? Adică trebuia să zic ceva de motor, nu? Mergem la volan. Haideți să mergem. Volanul. Foarte frumos. Airbag îmbrăcat în carbon. Sigla nouă o găsim și aici. Piele perforată. Piele integral. Cusătură în culoarea siglei. Care este un cupru. Să fie de la Cupra. Să fie o nebunie. Să facă ei un joc de cuvinte și o să mă prind de el. Mamă, ce deștept sunt. Materiale în interior de calitate superioară. Nu toate, dar sunt. Din ce am înțeles, fețele de uși din spate n-ar avea aceeași calitate, dar controlăm, verificăm și discutăm despre treaba asta. Îmi place decorul în interior, că avem numai negru, all black everything, la fel și mânerile de deschidere a ușilor. Comenzile geamurilor electrice puteau să facă un rabat aici și să mai pună niște calitate, măcar un cromo, ceva, arată destul de ieftin. Dar cine cumpără mașina asta, cumpără să o conducă, domne, are 300 de cai, nu-l interesează butoanele. Comenzile luminilor, așa cum le știm, în locul bine știut. Pilotul automat, maneta de semnalizare, care la această marcă se folosește. Avem padele pe volan, în stânga minus, în dreapta plus, ca să fie simplu pentru toată lumea. Display-ul digital al ceasurilor de bord, unde o să vă prezint mai multe moduri de afișare. Infotainmentul care conține radio,
butonul pentru media, adică aici în cazul în care vreți să vă conectați prin Bluetooth, prin Apple Connect, prin bla 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 bla, ziceți voi toate tehnologiile din lume, nu sunt fan și nu mă pasionează chestia asta, dar sunt sigur că sunt oameni care nu că știu mai mult decât mine, mă mănâncă pe pâine la capitolul ăsta. Aici putem seta telefonul, ne conectăm, scrie iPhone, deci cineva s-a conectat cu el fără nicio problemă. Partea de navigație, unde la fel avem o grămadă de setări, putem să setăm destinații și tot felul de lucruri, să aflăm unde mâncăm bine noaptea asta. Partea de aplicații full link, welcome to full link, you know, ca funcția mașină, avem setări, putem să setăm intensitatea luminii la bord, felul de iluminat, scoatem SP-ul, setăm anvelopele de iarnă, driver assistance, parking and maneuvering. Cum e maneuvering? Așa cuvânt au găsit aici. Sub acest radio, sper că este și CD player, avem butoanele pentru senzorii de, adică pentru asistentul de parcare. Știu, e o noutate cam din 2009 de pe Turan. A apărut mașina care se parchează singură, sistemul start-stop care poate fi decuplat, senzorii de parcare și camerele video care înconjoară mașina, butonul de avarii, butonul care deschide portbagajul electric. Sper. Nu, doar descuie portbagajul, dar nu se și deschide electric în 470 de euro. Avem butoanele pentru climatronic, scaune încălzite, recirculare și direcționarea aerului prin aceste ventilații de aerisire fantastice, vă spun. Deci m-au dat pe spate. Ce e tare, ce e tare este această găurică. Știu că vă gândiți la alte lucruri, dar nu. Acest spațiu de depozitare este foarte tare pentru că are un pad unde telefoanele se încarcă wireless, adică doar pui telefonul acolo și el se încarcă, frate, incredibil. Două porturi USB, un auxiliar și priză de 12V. Adică aici, Dobrescule, tu poți să te muți. Butonul de start engine, stop engine, selectorul cutiei de viteze în 7 trepte DSG, frâna de mână acționată electrice, acest, zi-mă să-i zic, cum zicem unul ăsta? Și acest buton care îl văd prezent mai în toate mașinile din ziua de astăzi, butonul care selectează modurile de condus. Și avem, Doamne Dumnezeule, chiar 6 moduri de condus, adică confort, sport, cupra, când se dezlănțuie iadul, o setare pe care ți-o poți face tu, custom, că tot ne place custom, setare de off-road și setare de iarnă. Avem scaunele cu piele, piele integral, piele perforată, există la undeva în jur de 1600 de euro, dacă nu mă înșel, scaunele scoică. Sistemul de sunet este oferit de cei de la Beats by Dre. Îl știți pe Dr. Dre? Bun, avem trapă panoramică cu sunroof electric, cu lumini, cu parasolar, plafon negru sport, ca așa e la sport, e negru, cu lumini pentru fard în cazul în care vreau să-mi pudrez nasul. Mergem și în spate? Am lista de preț aici. Ești pregătit? Am lista de preț aici. Fii atent cum stau. Fii atent cum stau că eu stăteam bine la volan. Am loc la genunchi. Am loc la genunchi. Am loc pentru cap. Oh, oh, pot să port și o pălărie cu pană. Dacă îmi doresc, avem butonul geamurilor electrice pe fața de ușă, deschiderea normală. Ce avem interesant, mi se pare și ușor de realizat, dar foarte util, faptul că putem să ne reglăm suportul de pahare din spate pentru dimensiunea paharului dorit. Bravo, mă, frate, chiar nu mă gândeam. Acces pentru schiuri, dacă vor și ele să stea cu noi în mașină, să mai povestim, să mai băie, ce era să zup ligamentele, fraiere, noroc că te-am salvat. Așa, stau confortabil aici în spate, cred că și pe al treilea loc stau confortabil. Avem gurile de ventilație, a dispărut selectorul de temperatură sau de ventilație din spate, dar asta e. Două porturi USB, deci dacă sunt copiii să nu se certe pe încărcător, și un suport de telefon, foarte interesant. Aici poți să pui telefonul în această plăsuță neagră și sexy, buzunare pe spătarele scaunelor din spate. Hai să vedem portbagajul, ești pregătit? Avem căruțul? Cheia, așa cum o știți, clasică, am văzut că există și cu carbon, îmbrăcată într-un fel de carbon. Nu la noi, dar există, sigla pe care o știm, îmi place mai mult brelocul. Ce e mișto? Că putem să deschidem portbagajul din cheie. Ce e nasol? Că nu putem să închidem portbagajul din cheie. Stai să-mi iau căruțul. Testul căruțului. You ready? A intrat. Ce se poate întâmpla, de exemplu? Nimic. Ce? Mergem așa. Adică, scuză-mă, era o glumă.
Da. Un portbagaj foarte încăpător, dar nu pentru căruțul nostru. Are undeva la 485 de litri capacitatea totală a lui și aici dedesubt găsim o roată de rezervă cu mufă în ea. Fii atent, ești pregătit? Vreau să o scot și să o montez la mine pe mașină. Ce-i asta, mă? Da, nu știu, cred că e subwoofer. Cred. Nu, avem compresor și soluție antipană, spațiu de depozitare în stânga, spațiu de depozitare în dreapta și ce este foarte interesant nu este faptul că ăsta iese de aici, este faptul că putem rabata banchetele din portbagaj cu ajutorul acestor clapete și ele se culcă, iar podeaua devine aproape plată pentru o încărcare mai serioasă a căruțului. Ha! Avem blocurile optice, tot de seat, stopurile pe LED, avem acest eleron, aceste elemente aerodinamice care ne ajută să nu mai murdărim luneta atât de tare și să scoatem un consum mult mai mic decât ăla de 18 scos de mine în forjă totală. Iarăși găsim sigla de la Cupra pe spate, în culoarea specifică, avem această bară, avem scrisul cu negru, proeminent și puternic și tare. Avem această bară cu acest difuzor încorporat negru și cu aceste guri de aerisire false, dar tipsurile nu sunt false de data asta. La această Cupra, tipsurile sunt reale, real, real, real for real. Ne place că are 300 de cai, am zis. Ne plac frânele de la Brembo. Frânează senzațional. Și jantele îmi plac și culoarea asta de cupru. Dar astea sunt bonusul de la mine. Ne place direcția. Este foarte scurtă și foarte precisă. Atenție! Asta e tot. Ce nu ne place? Ce nu ne place pentru că suntem foarte cărcotași, că nouă de fapt ne place, dar considerăm că nu este normal ca o mașină produsă pentru publicul larg, în momentul în care frânezi, frânele să scârție. Nouă ne place în sinea noastră, că noi suntem cu racing, cu băieții. Dar oamenilor normali cred că nu le place chestia asta, că scârție frânele atunci când le folosești. Ce nu ne mai place nouă, dar la fel, suntem foarte cărcotați și ne-am lăsat jos, este că se vede partea asta de aici, de sub prag. Simt nevoia că mai lipsește un prag de ăsta de plastic aici, nu știu, mie nu-mi place, dar na, asta e. Nu ne mai place faptul că portbagajul nu se închide din cheie electric. Eu așa am fost obișnuit după ce am mers cu mașina aia și cu blană și cu alea, cum apăs pe cheie și nu se închide portbagajul? Era greu, este? Era greu? Era greu? Nu era. Haideți să vedem cum merge noua Cupra Ateca. Nu ți se pare că am zgomotos la mers? Sper că am zgomotos, nu? Da, începem cu acest, era să zic Seat, dar nu o să o fac, pentru că nu este Seat, este Cupra Ateca. Și vă povestesc despre această mașină, din păcate nu am apucat să o cunosc foarte bine, pentru că o avem doar de o zi și într-o zi n-am reușit să văd foarte multe lucruri, pentru că mie îmi place mai să conduc mașina, să văd cum merge, cum se simte, cum se aude și după aia, ușor, ușor încerc să mă obișnuiesc cu tehnologia asta nouă și încep să apăs pe butoane, poate chiar acum la volan, pe autostradă, la viteza de 120 de km la oră, setată pe pilotul automat al mașinii, care are și funcția de a păstra distanța față de mașina din față, a frâna sau accelera până la viteza setată de noi. Comenzile semnalului, luminilor și al ștergătoarelor ne este foarte familiar, pentru că mai mult ca sigur fiecare dintre noi am condus la un moment dat un Volkswagen și atunci sunt foarte multe lucruri împrumutate de acolo și este foarte ușor. Poziția la volan mi se pare corectă, avem butoanele geamurilor electrice aici pe fața de ușă din stânga, comenzile oglinzilor care se pot și rabata. Oare se rabatează în mers? Nu. Ce-mi place și am observat la interior, chiar dacă la început am fost cârcotaj și m-am luat de el și am zis, e slab interiorul, după ce stai o zi, două în mașină, așa te obișnuiești cu el și îmi place că este totul negru în interior, care, din câte am văzut și am răsfăit puțin lista de prețuri a celor de la Cupra, ați crezut că zic Seat? Nu!
a celor de la Cupra, am văzut că acest decor negru în interior este opțional, nu costă niciun ban, este doar opțiunea clientului dacă vrei all black everything, you know, all black everything. Îmi place că nu mai am mânerele de deschidere a ușilor cromate, le am negre. Display-ul bordului este foarte interesant, se poate schimba modul de afișaj al instrumentelor de bord, cum ar fi turometru, vitezometru, navigație și toate lucrurile pe care noi le avem aici în față. Navigația, n-ai văzut asta, trebuie să-ți arăt. Imită un pic bogăția. Te rog, mai fă o dată. Aha! Eu acum testez că n-am apucat și testez alături de voi. Hați! Vezi, mi-apar niște butoane aici. Haideți să vorbim despre condus și feeling-ul mașinii. Păi mașina, pentru că este un SUV și este un pic mai înaltă decât un turism, îmi conferă o siguranță la volan pentru că vizibilitatea este foarte bună față de mașinile pe care le-am testat în prealabil. Legat de mersul pe autostradă, haideți să accelerăm un pic la 130 de km la oră. Ce am făcut? Am pus 140, oprește-te. Am pus 150, n-am fost atent. Hai să mergem și în modul de confort. Probabil că acum sunetul evacuării nu o să mai fie așa deranjant. Bine, nici nu accelerez ca să-l auziți, dar putem să facem o comparație. De exemplu, uite, mergem cu 140 de kilometri. Nu, 130 am zis, ca să fim legal. Am uitat, îmi cer scuze. Scuzoaiele mele, domnilor. 130 de kilometri la oră în treapta 5-a de viteză. Hai să zicem în treapta a 4-a, nu. E mai gălăgioasă între a 5-a, da? În treapta 5-a de viteză la 130 de km la oră, comutăm pe modul sport. S-a întâmplat ceva la evacuare? Stai că am schimbat 6. Nu, 5 aici. S-a întâmplat ceva? Nu. Modul Cupra. S-a întâmplat ceva la evacuare? Nu știu, să-mi spuneți voi. Eu nu sesizez nicio schimbare, dar probabil că voi, având auzul mult mai fin decât al meu și fiind mult mai bine pregătiți decât mine în ceea ce privește testarea de mașini, o să-mi spuneți acolo în comentarii părerile voastre legate de evacuare, legate de faptul că evacuarea se aude sau nu se aude în boxele mașinii. Din punctul meu de vedere, mașina este foarte spațioasă, cu materiale de calitate în interior, cu dotări mai mult decât decente și normale pentru anul 2019. Mai facem niște teste legate de cum accelerează mașina, cum se simte pe drum, în modul confort. Aș vrea să-mi spuneți acolo în comentarii dacă știți că în modul confort suspensia asta este reglabilă electronic și se înmoaie, iar în modul Cupra se întărește. Spuneți-mi voi în comentarii, aș vrea să testăm mașinile împreună, dar cum nu pot să vă iau pe toți 40.000 în această mașină, oricât de încăpătoare ar fi, să fac tot posibilul să discutăm pe marginea subiectului pe canalul nostru de YouTube, în secțiunea de comentarii. Deci fii atent. Facem de la... Stai să mai frânez un pic. Aș vrea de la 100 de km la oră... Să nu ai vreun radar. Să nu fie un radar? Păi până la 200 nu mi-a permis. Milia, 100%. Dar pot să merg 179 și nu mi-a permis. Dacă aș fi în România. Dar în Germania e fără limită de viteză. Ești pregătit? De la 100. Am accelerat. O simți? 120? 130? 140, 150, 160, 180, 190, 200. Uite ieșirea spre Düsseldorf, mă. Haide, mă, că noi acolo mergeam și ne pun la cafe. Mă duceam, greșeam autostrada aici, bro. Nu știu cât consumă mașina pentru că nu m-a interesat, dar am să vă citesc datele tehnice pe care le puteți citi și voi, ajutându-vă de o aplicație care nu este chiar nouă pe internet, se numește Google. În sfârșit, trecând peste acest hate gratuit, cred că am trecut de ieșirea din Düsseldorf, oare. Ținându-ne așa cu discuția, mie că ne rătăcim și filmăm mașina în alt land. Că în Germania e pe landuri, nu e așa cum știți voi. Schimbi și tu becul de daylight? Îi tragem pe viraj. Simți că se înclină un pic? Oare nu sunt în modul Cupra? Ba da, sunt. Așa scârție aia, pentru că are anvelope de iarnă, nu pentru că mergem noi prea tare pe virajul ăsta. Adică ai văzut, BMW-ul n-a scârțit deloc aici. Și nu pentru că era dotat cu anvelope de iarnă, ci pentru că vira puntea spart. Ceea ce la mașina asta nu se întâmplă. Dar direcția precisă și
foarte sportivă și foarte scurtă ne ajută să corectăm traiectoria în momentul în care nu negociem apexul așa cum trebuie. O să se uite cineva la mine și o să creadă că mă pricep la ce avem în spate acolo de se plimbă. Sculele de aia e filmat, nu? Gata, merg mai încet. Lista de prețuri. Ah, ok. Nu ne deranjează atât. Nu fac launch control, dar când pleci de pe loc, se ridică botul foarte tare. Știi ce zic? Fii atent. N-a fost launch control. Simți că suntem așa, gen, pe spate, știi ce zic? Adică mi se pare, știi? Cred că e special ca să-ți dea impresia că pleacă racheta. Nu mă, stai, că pleacă racheta. Păi fii atent. No, e, vezi, mă provoci. Fii atent. Ca să fac launch control, trebuie să intru în meniu mașinii. Nu, în mașină. Fii atent. Settings, ai un buton aici, l-am găsit cu greu. Settings, SC, sport sau off. Am văzut eu la alții, la autoverchi. Au făcut așa. Și merge la control, fii atent. Nu este. Îl facem o dată. Ăsta e. Ești pregătit? Hai că pleacă acum un pic. Nu se mai înclină așa. E, se înclină, se înclină. Dar nu așa. Da, se înclină. Dar pleacă. În schimb, repet, pentru un SUV din categoria Tiguanului, nu cred că are concurent. Nu cred că are rival. Adică un SUV de 300 de cai, în clasa asta, în mărimea asta de mașină, nu cred că există. Dacă există, băgați vă rog pe YouTube link, comentăm de prețuri, analizăm, facem comparații, performanțe și toate cele acolo, la date tehnice și mai știu eu ce le prezintă fiecare producător. Acesta a fost review la noua Cupra Ateca de 300 de cai. Sper că v-a plăcut. Și dacă nu v-a plăcut, dați share, like și subscribe. Las tax. Pentru că suntem cei mai tari. Foarte simplu. Băi, iartă-mă, vomit. He, dacă nu face domne din tobe, mie îți spun, nu mai îmi place, nu mai cumpăr. Adică chiar doream să dau acum undeva la 45.000 de euro pe mașina asta, dar dacă voi îmi spuneți că sunetul este ajutat de difuzoarele din interior, eu nu mai cumpăr, domne, e ca aia cu tipsurile fake. Da, mergem la Düsseldorf, că avem de filmat acolo cu niște... V-am zis că avem colegii noștri de la Autoverche, ei ne ajută cu toate informațiile și fac aceste teste în Germania, cum ați văzut pe live-ul de pe Instagram. Eu pot să editez în timp real și să postez acolo bordul, știi, când accelerează până la 200, îl iau de la ei din Germania, am trimit pe e-mail. Da, e frumos. În momentul în care nu știi ceva, poți să scrii pe Google. Cum, de exemplu, cum schimb capacul de toaletă sau cum schimb colacul de WC sau cum schimb dușul sau, știi, tot felul de lucruri. Google. Google, frate, n-am luat bani Dobrescule, stai liniștit de la Google, dar încerc să-i ajut pe oameni să nu mai pună întrebări stupide. Pot pe stânga, să-mi fie aparatul pe stânga, mi-e așa, ce zic, pleacă umărul. Please connect a device via USB, Android Auto, Apple CarPlay și Mirror Link. Nu știu cine-s băieții ăștia, nu i-am cunoscut de la alte scări. Voi vă dați seama cum ar fi ca la Mercedes să scrie în bara față Mercedes sau BMW sau Opel sau Dacia? Dacia. Asta e Dacia. Asta nu e Ateca, asta e Dacia. Știi ce zic? E... Da, mișto. Foarte, foarte inspirați oamenii, dar să vă povestesc cum le-a venit ideea. Știți cum le-a venit ideea să se numească marca Cupra? Vă spun eu, e foarte simplu. A fost un băiat inteligent care s-a angajat la Fiat. S-a angajat la Fiat și a zis, băi, voi aveți divizia asta, Abarth, cu Fiat 500, nebunie. Nu vreți voi să se numească Abarth 500? Să facem o divizie separată, așa, să inventăm apa caldă, ești nebun? Și ei au zis, wow, cât de tare, te punem președinte. Și au făcut chestia asta și au apărut Abarth 500. După care l-au dat afară, nu știu, a făcut omul ceva, l-au dat afară. Cred că s-a uitat la porno ceva pe site-ul companiei, în sfârșit l-au prins. Și l-au dat afară. Și s-a dus omul la Seat și le-a zis, băi, am o idee super tare, mă. Nu vreți să se numească marca asta de la Seat, partea sportivă, să fie o marcă de sine stătătoare și foarte bine definită, să se numească Cupra, ba da, te punem președinte. Și acum omul lucrează la Seat. De-aia se numește Cupra.